Hei, ce faceți? Haideți să vă arăt ce am cumpărat eu de 242 de lire ca să facem un pachet pentru România. Hai să ne apucăm. Să știți că sunt cam multe. Am aici o pungă. Două. Și mai am una. 3. Hai să începem cu asta. Știți că sunt foarte multe, nu știu cum o să mă pun să nu și vedeți, dar eu o să încerc să le împrăștii pe aici, ca să se vadă, că altfel e nașpa. Dar n-am lumină. Hai să aprindem și încă un bec, ca să ne vedem mai bine. Da, așa stăm și discutăm altfel. Mă văd mai bine? Da, mă văd mai bine. Haideți să vă arăt ce am cumpărat noi ca să facem un pachet pentru România. Avem aici Nescafe Moca, biscuiți, alți biscuiți. Avem mai multe moduri de biscuiți. Juicy Drops. Tot felul de geleuri. Așa. Așa. Bebeto. Așa mi se spunea mie când eram mică. Bebeta. Alți biscuiți. Șampon. Pantene. Avem aici bomboane. Avem ciocolată de mai multe feluri. Stați să le caut pe aici ca să nu... Avem cu alune. Avem cu biscuit și margarină. Avem cu portocală. Avem cu ciocolată albă și cu alune. Avem aici cu caramel. Și aici cu alune și cu ciocolată neagră. Bun, să trecem mai departe. Altă pungă de bomboane. Alte geleuri. De fapt nu, astea sunt bombonele. Bombonele, da. Astea sunt alte geleuri. Alte geleuri. Biscuiți sărați. Biscuiți sărați cu stafii de înăuntru. Glade microspray de cameră. De bani. Două bunzi de dero. Am să încerc să pun produsele de curățenie într-o parte ca să nu le amestec. Așa. Ce mai avem aici? Nu știu cât de bine mă văd sau cât de bine mă aud. Doar că aud pe fundal chestia asta care îmi duze în creier și ar trebui să o opresc eu. Așa mă aud și eu mai bine, vedeți? V-am zis eu că e ceva neregulă. Mergem mai departe. KitKat. Avem o modă. Încă o modă. Acesta este alb. Acesta este cu ciocolată neagră. Calatini la pachet. Alte geleuri. Geleuri sau? Da. La geleurile. Avem 1, 2, 3, 4 borcane de Nes Gold. Asta fac aici un pic mai în față ca să am eu loc. Că altfel dacă nu, nu o să mai am loc. Așa. Ca să vi le arăt pe toate. Pam, pam. Sunt foarte multe. Alt șampon Pantene. Pam, pam. Și mi-am luat și eu o ciocolată pentru că este preferata mea. Deci de o pungă am scăpat. O arunc acolo jos pentru că o să o iau după aceea. Haideți să luăm cea de-a doua punguță. Avem aici iarăși la fel. Altă modă de biscuiți. O cuchie de cereale pentru mine. Altă modă de biscuiți. Ăștia sunt foarte buni, să știți, sunt cu margarină. Aici în Anglia sunt printre cei mai cunoscuți biscuiți, că deja mă bâlbui. Altă modă de biscuiți. Așa, biscuiți cu ciocolată, biscuiți simpli,
o cutie de bomboane Raffaello, alți biscuiți sărați, două pachete de șervețele umede, altă cutie de Dero, cutie, altă pungă de Dero, Nesquik. Mai țineți minte ce beam când eram mici? Nesquik cu lapte, ne certam, efectiv. Acum nici nu mai visăm. Am niște tuna pentru mine ca să fac niște paste, pentru că n-am mai făcut de mult, ce-i drept, o să le pun aici. Așa. Am luat și o lejerie de pat. Foarte frumoasă. Am să o pun aici. Poate se sparge asta. Poate se sparge plica, că am pus pe ea. Alt pachet de biscuite, la fel ca și ceilalți pe care i-am arătat mai devreme. Și laptele pentru cereale. O să pun punga asta aici. Astea o să le bag după aceea. Asta e puțin cam grea, nu știu dacă pot să o ridic eu. Dar am să iau așa din ea și am să vă arăt. Avem Viacal, palmoliv, să pun de mâini. O cremă, o cutie de cremă Nivea, simplă. O lumânare, dar miroase efectiv bestial de fain. Nu știu dacă mă înțelege cineva, dar miroase absolut superbisim. Stați așa că am zis că o să pun produsele aici și nu le-am mai pus. Din asta de baie, ia să le punem noi aici. Pam, pam, pentru că dacă nu, nu o să mai am. Așa. Două sticle de Lenor Cocolino Comfort. Așa. Iarăși Viacal, Viacal, Viacal. Soluția aceasta este foarte bună de spălat în toată casa. Asta nu trebuie să lipsească din gospodăria nimănui. Iarăși din asta pentru baie. La final o să vi le arăt așa cam cât de multe sunt. Am luat și din astea de fairy de vase. Două sticle. Ce am luat aici? Un din ăsta de spălat pe jos pentru mine. Aici, în Anglia. Patru din astea de geamuri. La fel. Cel mai bun produs pentru a spăla geamuri. Deși toată lumea spune că Mr. Muscle e the best, țin să vă contrazic. Ăsta e the best. Așa. Alt Glade. Încă două. În tot azi, 4. Alt pur de vase, pur de vase. Fairy de vase, dar ăsta e pentru mine. Aici în Anglia. Încă un Viacal. Ii, era să cadă pe plită. Și aveam să fac o gafă de numai. Și alte două Palmoliv. Sticluze de spălat pe mâini. La baie. Și încă un din ăsta de spălat pe jos. M-au enervat colanții maxim. Și cam astea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut în valoare de 200... Asta că am uitat, ca să nu zic greșit. 242 de lire. Prețul este undeva aici. Nu știu dacă se vede bine sau nu. Aici? Da, aici. Pam, pam. Aici pe undeva. Nu vedeți, în fine, nu contează. Și acum o să vă le arăt așa în mare parte și după care o să le băgăm în cutia pentru pachet și revin. Așa că să mă apuc să le pun în cutie și o să vă arăt la final cum arată. Am terminat de aranjat în această cutie. Acum îi pun capacul și în Românica merge. Pupici, cam acesta a fost vlogul meu.